Da, ne-am întors, dragilor, și ziceam că avem un alt subiect, un subiect super incitant, acum după pauză, pentru că avem invitați speciali. Diana și Dani, bună seara și bine ați venit, dragilor. Mă bucur tare mult să vă văd un pic schimbați așa. Mă rog, aș putea spune chiar o schimbare destul de mare. Parcă s-a modificat un pic silueta Dianei sau... Șarme. Bine, ia să auzim. Cu ce vești veniți? Cu un bebe. Cu un bebe? Da. Ești însărcinată? Wow, felicitări, înainte de orice. Fetiță sau băiat? Încă nu știu. Am avut un scan care zicea băiețel, dar nu-i 100%. Da, nu te lua, nu, știi nu cum e, că durează până când, adică nu-ți face planuri, nu găsi un nume de băiat, ca după aia să trebuie să... Noi avem de fată. De fată avem. Voi aveți de fată. De băiat nu găsim nici... La ce nume v-ați gândit? La fată Eva Maria și la băiat avem momentan Alexandru. Ah, e bun și mai vreți și un al doilea nume sau... Dacă nu-l găsim, cred că rămâne Alexandru. Da? Bine, dragilor. Avem și noi imagini pregătite cu voi și o să revedem împreună cum s-a construit povestea voastră de iubire, de ajuns în pasul în care sunteți acum. Capricile iubirii. Dani a intrat în casa mireasa cu dorința de a-și găsi jumătatea, dar fără gânduri de însurătoare. Mereu am fost drăgit de frumos. Mi-aș dori o femeie îngrijită, frumoasă, senzuală, cu forme tip clepsidră, care să știe limita vulgarității. Aș prefera să fie blondă. În mod special m-au atras două fete. Așa că prima fată cu care rezona era Denisa. Spune cam ce ai vrea și poate îi amplific, fac ceva mai mult sau mai puțin sau mai, știi? Să ne pripim. Dar Dani se afla în unele dileme. Nu știu ce să mai fac, ce alegeri să fac, ce să fac. Nu? Ce alegeri să fac? Dar nu trebuie să faci nicio alegere, trebuie să cunoști mai întâi. Exact. Ajunge în momentul ăla, să zicem că tu o să mă iubești și văd că mă iubești și văd că ești dedicată pentru mine, poți să pleci de acasă și 3 zile că am încredere că tu nu faci nimic. Aș vrea să fim o echipă. Însă la orizont se mai arătau admiratoare pentru Dani. Îmi place de un ver. Atunci ce aștept? Îmi place văzut. De Dani. Îți am făcut mila de găină pe mine. N-am văzut. Da, vreau să te întreb ce. Ai fi dispus să mai cunoști o altă fată în afară de Denisa? Hai să ne cunoaștem. Dacă vreau eu. Da. Da? În momentan cât sunt în cunoaștere cu ea... Da, păi nu o să mă bag, am doar să știu. La scurt timp intra și Diana în casa mireasa. Un bărbat ca să poată ajunge să fie jumătatea mea, mi-ar place să fie un bărbat înțelegător, un bărbat iubitor, să nu-i fie frică să-și arate sentimentele. Dar deja prezența Dianei la un task era atent analizată de Denisa. Denisa mi-a zis că ea a văzut niște priviri. Asta la mine e copiii legea atracției. Dacă vrei să vezi, vezi. Dacă tu spui că există variant, eu dispar. Asta e clar. Vede clar toată lumea că n-am insistat cu nimic să o cunosc pe fata. Am plecat printre primii la culcare și la mine oricare a zis momentan. Am impresia că îi place provocarea asta. Dani, în schimb, tatona terenul și cu Diana. Eu am zis că sunt 3 băieți. Care unul era Mihai, vizual mi-a plăcut. Așa? Unul era Ionuț, felul lui de a fi mi-a plăcut și tu. Dar nu mi-ai spus. Păi zic acum. Eu am văzut niște priviri. Adică ce priviri? Că te uiți spre mine. Cu Denisa a zis că am plecat de la 2 ani de relație, dar cu tine vorbesc mai din priviri. Tu ai spus afară că tu crezi că noi am format un cuplu drăguț. Tu vrei să mă cunoști? Da. Cred că ne-am potrivit. Da. De ce ai zis asta? Îmi place felul tău de a fi. Nu știu, la noi a fost o conexiune din priviri din prima zi. Din câte am vorbit cu el, chiar mă bucur să fie reciproc. Zi, Dani, ce faci? Răspunsul oricum era finalizat de ieri. A, da? Cu Denisa. Cu Denisa? Te-am zis, fată, te-am zis. Stai liniștită, ce ia tău-i pus deoparte? Am simțit că era așa, reciproc. Și în capul tău mă place. Te vrem. Deși a ales cunoașterea cu Denisa, la următorul date, Dani o alegea tot pe Diana. Nu mă așteptam să mă aleagă pe mine pentru că noi am fost deja la un date și mă gândeam că poate își dorea să meargă
cu altcineva. Eu ți-am vorbit bune că de 6 ani de zile n-am mai simțit așa ceva. De când am început, am avut... Pe mine, asta m-a deranjat, că eu știu ce am simțit, eu am crezut în tine. Îmi cer scuze că n-am ales cu inimă. Dincolo de scuze, se năștea și primul sărut între Dani și Diana. Însă, dincolo de cuvinte, iubirea își făcea loc și ea între cei doi. Eu te iubesc foarte mult și știu că sunt... Eu nu las mai fi afectată de nimic. Sunt afectată o zi, două, câte și-mi revin. Adică nu, cum am zis, nu mă las doborâtă din orice. O relație care a cuprins toate stările, și iubirea, și gelozia, și trăirile intense, dar și acceptarea defectelor. Nimic însă nu demonstra mai mult iubirea decât cererea în căsătorie a celor doi îndrăgostiți. Vreau de acum încolo să fim doar noi doi și cum mi-ai spus tu mai devreme că simți că noi doi ne-am născut unul pentru altul și vreau să știu dacă vrei să fii soția mea de acum și pentru totdeauna. Da, vreau! Da, vreau, Ce te iubesc. Dani și Diana aveau să spună da pentru totdeauna în marea finală a sezonului 7 Mireasa. Cetățene Crăciun, Dani Florin, de bunăvoie și nesilit de nimeni în căsătorie pe cetățeana Palalogos Claudia Diana? Da. Cetățeană Palalogos Claudia Diana, de bunăvoie și nesilită de nimeni în căsătorie pe cetățeanul Crăciun Dani Florin? Da. Felicitări! În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Și uite așa, viața lor împreună abia începea, pentru că la o vreme bună după ieșirea din competiție sunt de nedespărțit și așa vor să rămână. Da, mi-am adus aminte ce mare crai ai fost. Da, important e că bă, atunci când trebuia, ți-a venit gândul bun, știi? Și ți-a venit gândul bun și ai făcut ceea ce trebuia sau se cuvenea sau era bine pentru sufletul tău, că până la urmă nu ai făcut ceva ce să fie împotriva firii, nu? Într-adevăr, eram la un pas să pierd trenul vieții. Eram la un pas, chiar pleca trenul. Chiar a fost, așa o consider pe Diana, trenul vieții tale? Da. Bravo! Cred că atunci plecase și trenul și cred că l-am luat pe ultimul vagon, l-am prins. Da, l-ai prins din plecase așa și erai încă pe peron și alergai după el. Dar important e că a fost ea suficient de înțeleaptă și că a mers cu viteza aia mică la început. Da. Da. Și acum este un moment foarte, foarte important pentru voi. Sunteți însărcinați de viață, ca să zic așa. Și vă felicit pentru treaba asta. Înțeleg însă că au fost mici probleme, nu? Da, da. Tu ai fost internată în spital? Da, am avut parte de o sarcină toxică. La început. Se mai întâmplă. Foarte rău, deci nu puteam să mănânc, nu puteam nici să beau apă și a trebuit să mă internez o săptămână și un pic.
perfuzii, medicamente. Și dar acum revenit. Totul e bine? Ți-ai revenit? Adică te-ai adaptat? Că e până se adaptează organismul la sarcină. Acum am aproape 5 luni și nu se vede. Ia ridică-te să vedem noi cât de mult se vede. Nu se vede. Ia întoarce-te așa din profil. Știi ce? Aș spune că n-ai silueta perfectă, dar cunoscându-te, știu că tu de fapt ai silueta perfectă și atunci da, se vede. Am slăbit 10 kg din cauza... Eu am spus să venim cu acte, poate ne cred oamenii, că poate ai mâncat prea bine azi. Da. Să venim cu hârtiile. Cu ecografia. Da. Auzi, dar... voi acum sunteți în Germania, nu? Da. Și ce faceți? Care-s planurile? Sau cum v-ați hotărât? Am încercat să ne adaptăm, dar nu prea ne adaptăm în Germania. Și așteptăm să se nască copilul acolo. Facem botezul în Germania. Și cred că ușor, ușor, probabil înspre România sau Spania, dar cred că mai mult spre România. Mai mult spre România. Da, după nuntă. Dar am auzit că faceți nuntă la anul, la Ramatuel. Da, pe 26 iulie la anul, tot la Ramatuel. Da, adică ați zis, dacă acolo am făcut cununia civilă, hai să facem și nunta tot acolo. Da, locația a fost chiar foarte frumoasă atunci. Locația e, cred că, una dintre cele mai frumoase din România. Mai ales că noi, fiind din Ploiești acum, bun, eu acum. Așa. Chiar am rămas cu gândul la ea și am decis să o facem tot acolo. Nu o să fie aceeași sală, dar tot una la fel. Toate sălile sunt frumoase și atunci important e că să acoperiți persoanele care să vă vină la nuntă. Da. Doamna Loredana? Bine. Bine? Sănătoasă? Da. Foarte bine. Da. Te înțelegi bine cu mama soacră? Da. Asta e cel mai important. Fericită că o să devină bunică? Au plâns toți. Da? I-am sunat în privire, eu am crezut mai târziu după ei. Eu până nu mi-a arătat negru pal pe poză, n-am crezut. Auzi, da, tu ești pregătit. El nici acum nu crezi. Uită-te la tine, că n-aveai burta aia niciodată. Adică... și nu? N-a mișcat? Nu. Eu simt așa ca niște fluturașe. Da, da, asta înseamnă că a mișcat, da. Eu m-am sfătuit cu mătușe de-a mele, cu cumnata mea și așa, și așa a zis că asta înseamnă că mișcă, nu? Da, așa este. Și oricum la primul copil simți mai greu decât la a doua, a treia sarcină. Bine, ești pregătit să fii tată, măi? Nu știu. Tu, Don Juanul ăla care până te-ai hotărât, vai să nu jignesc, vai să nu rănesc, vai să nu știu ce, și era să pierzi trenul vieții. Eu răspund eu pentru el, eu chiar cred că e pregătit. Da. Bine, dragilor, să vă fie viața așa cum vreți voi, să fiți fericiți. Mulțumesc. Și să vă bucurați de momentul ăsta care este unul foarte important pentru voi și să ne auzim cu bine. Mulțumesc.